Videoclip, partea 1. Editorul multimedia este o aplicație cu ajutorul căreia pot fi prelucrate și îmbinate obiecte media. Orice sistem de operare are preinstalat cel puțin un program de deschidere a fișierelor audio și audio-video numit player. Videoclipul este produsul final obținut în urma gestionării și prelucrării fișierelor multimedia. Un videoclip este alcătuit dintr-o succesiune de imagini numite cadre. Cadrul are formă dreptunghiulară, iar lungimea și lățimea acestuia se măsoară în pixel. Numărul de cadre care trebuie să ruleze într-o secundă și numărul de pixel din cadrul filmului constituie caracteristicile videoclipului. Iată pașii necesari creării unui videoclip. Alegerea titlului, alcătuirea scenariului, deschiderea editorului și crearea unui fișier nou, adăugarea obiectelor media ce compun videoclipul, inserarea obiectelor în panoul de editare, derularea cadrelor pentru stabilirea timpului optim de afișare a fiecărui obiect, inserarea coloanei sonore, salvarea fișierului. Sarcină de lucru. Cu ajutorul aplicației Photos, realizați un videoclip prin care să descrieți modul în care ați utilizat facilitățile oferite de aplicația Paint 3D pentru a edita o imagine pe tema File de poveste. Aplicația Photos. Start. Butonul Photos. Butonul Video Editor, butonul New Video Project. Numele videoclipului nostru este Documentar 1 Paint 3D. Vom atașa o copertă videoclipului cu butonul cu comanda Adăugare copertă. Textul. Conținutul de pe prima filă este acesta. Pregătim deschiderea folderului în care sunt așezate imaginile și filmele ce vor compune videoclipul. Butonul Adăugare. Butonul Add. Apăsând pe butonul Open, în partea de jos, în cronologie, prin tehnica drag and drop, putem observa cum fiecare cadru din videoclip a fost completat fie cu un film, fie cu o imagine pregătită deja în librăria noastră. Primul cadru al videoclipului, cel de după copertă, este completat cu textul Librăria 3D a aplicației Paint. Fiecare cadru dintr-un videoclip poate primi și un efect special. Imaginile din fiecare cadru pot glisa ușor la stânga, la dreapta, sus sau jos. Durata standard a unui cadru dintr-un videoclip este de 3 secunde. Fundalul sonor în videoclipul nostru este canonul de Pachelbel. La sfârșit, fișierul video se salvează cu extensia MP4 prin apăsarea butoanelor Finish Video și Export.
ajutorul instrumentului de umplere fundal, am colorat în albastru suprafața de desenare. Deschidem librăria 3D pentru a insera în povestea noastră un tărâm de basm. Prin copiere și inserare, schimbând perspectiva, aducem în pagină și un al doilea tărâm de basm, o a doua împărăție situată la mare distanță de prima. Insula din stânga este spațiul în care trăiește și este fericit prințul din poveste. Pe tărâmul din dreapta, în cea de-a doua împărăție, locuiește o prințesă. Prințesa este stăpâna unui castel minunat. Prințul va ajunge la prințesă după ce va construi un pod între cele două lumi. Îl ajutăm pe prinț să construiască podul. Pas cu pas. Cu ajutorul unui penson dimensionat la valoarea maximă, cu opacitate maximă, muiat în culoarea bleu-marin, vom adăuga o nouă dimensiune imaginii noastre prin crearea oceanului care îi desparte pe cei doi îndrăgostiți. Am intervenit și cu o lumină, o înviorare a culorilor, cu ajutorul unui filtru în culoarea lavandei. Între timp, cu ajutorul liniei obținută din galeria formelor 2D, am creat un sticker, o ștampilă necesară decorării poveștii noastre. Tot în librăria 3D putem descoperi și imaginea minunata soarelui.
soarele care luminează toate poveștile lumii. Și pentru a decora în plus cerul poveștii noastre, vom insera și doi norișori, tot din librăria 3D a aplicației Paint 3D. Tema pentru acasă. Cu ajutorul aplicației Photos, realizați un videoclip prin care să descrieți modul în care ați utilizat facilitățile aplicației Paint 3D pentru a edita una dintre următoarele două imagini din seria File de poveste. Vă mulțumesc!